Dragilor, astăzi vorbim despre înțelepciunea evreiască. Vorbim despre o carte frumoasă, Pirkei Avot, Învățăturile înțelepților evrei, de Haim Stern, o carte publicată în colecția Sefer. Alături de noi este doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor și coordonatorul Centrului de Studii Ebraice. Cât de important este acest text, Pirkei Avot, în tradiția iudaică? Păi, în primul rând, trebuie spus că traducerea mot-a-mo a titlului ar fi zicerile părinților sau vorbele părinților. Deci, evident, importanța pe care o au în tradiția evrească este foarte mare. Este vorba de citate din mari rabini, mari înțelepți ai tradiției iudaice, în principal din perioada antică, dinainte de căderea templului și puțin după. Deci este, de fapt, o moștenire culturală și intelectuală a poporului evreu, care, în general, pune un accent foarte important pe înțelepciunea predecesorilor, pe înțelepciunea celor dinainte. Și chiar este în tradiția evrească un obicei de a folosi numele acestor înțelepți, acestor oameni a căror capacitate intelectuală și contribuție la înțelepciunea evrească este recunoscută, sunt folosiți pentru a da autoritate unor idei noi. De pildă, în tradiția cabalistică sunt multe cărți care menționează numele acestor personaje ca fiind sursele ideilor cabalistice. Evident, sigur că o continuitate există între ideile acestor înțelepți și Cabala, însă numele lor sunt folosite pentru a da autoritate noilor idei aduse de Cabala, tocmai pentru că în tradiția evrească această înțelepciune străveche este considerată de bază, este o autoritate, deci toate aceste învățături sunt deja autoritate și ca atare dau credibilitate și unor idei noi, folosirea acestor personaje. Deci, prin definiție și cei menționați în Pirkei Avot și cuvintele lor sunt foarte importante pentru evrei chiar și astăzi. Nu-și pierd valabilitatea și chiar cea mai bună idee este să citească fiecare această carte, pentru că așa va vedea această valabilitate peste milenii, nu doar secole. Sunt vorbe de duh, sunt vorbe înțelepte, sunt concluzii din situații de viață pe care le întâlnim și astăzi, pentru că multe lucruri nu sunt în realitate atât de diferite față de perioada antică. S-au schimbat multe din punct de vedere tehnologic, dar din punct de vedere al vieții noastre și al problemelor de viață, sunt multe asemănări și deci multe din aceste vorbe înțelepte se potrivesc foarte bine și astăzi. Îmi venea să spun, n-am inventat noi roata, așa a fost inventată cu mult timp în urmă și chiar într-o oarecare măsură ați răspuns la următoarea întrebare pe care voiam să vi-o adresez. Este o carte care vine cu foarte multe sfaturi, foarte multe povețe, așa cum ați spus, și cu concluzii, care, iată, după atâtea și atâtea și atâtea secole, are aplicabilitate în viața cotidiană, în viața de zi cu zi, cumva venind cu această parte, hai să spunem, practică, de sfaturi practice, în mai multe zone sau în mai multe domenii ale vieții noastre. Da, așa este. De asta și este folosit până în ziua de astăzi, chiar folosit, nu doar că este valabil, dar chiar este folosit acest text în lumea evreiască, tocmai pentru că sunt sfaturi valabile pentru oricine, nu numai pentru evrei, sunt valabile pentru orice om și sunt, mai mult decât atât, sunt spuse într-o formă extrem de accesibilă, ba chiar cu foarte mult umor. Sunt convinsă că, deși nu este un umor vizibil, ușor de identificat,
În momentul în care citești aceste vorbe înțelepte, îți dai seama că există o doză bună de ironie în spatele lor. Ironie, autoironie, pentru că iarăși este o caracteristică a tradiției evreiești, să faci haz de necaz, să râzi de propriile tale necazuri pentru a le anihila, pentru că până la urmă râsul este cel mai bun mod de a anihila un lucru rău. Îi iei capacitatea de a te distruge, de a te dărâma, de a-ți face rău. Și atunci există această notă de umor în Pirkei Avot, pe care sunt convinsă că cititorii o să o descopere pe măsură ce citesc aceste vorbe și care arată că practic toate dificultățile vieții pot fi depășite învățând din ceea ce au trăit alții înaintea noastră. Mă rog, sigur, în general se spune că oamenii nu prea învață nici din greșelile lor, dar păi din greșelile altora. Și că de obicei, chiar dacă ți se spune ceva până nu dai singur cu capul, nu înveți. Dar pe de altă parte, cred eu că este o idee bună ca fiecare să citească aceste concluzii, cum spuneam, de viață, în urma unor experiențe de viață, și să vadă că sunt lucruri care pot fi evitate, sunt lucruri care pot fi înțelese diferit decât par la prima vedere, dacă trecem prin acest filtru al înțelepciunii acestor personaje, și că avem foarte mult de învățat, de fapt, de la această epocă, de la această, să zic, generație, să mă rog, sunt de fapt mai multe generații de înțelepți care au trăit o perioadă grea, o perioadă de persecuții, de expulzări, de necazuri și totuși au avut tăria, au găsit puterea de a trece peste și de a da concluziile lor, sfaturile lor, generațiilor următoare. Care sunt principalele învățături ale acestei cărți? Bun, acum, cartea are foarte multe învățături, are foarte multe vorbe care, într-adevăr, ne învață cum să depășim niște lucruri, cum să înțelegem niște lucruri, dar, pe de altă parte, așa cum bine menționați mai devreme, este o carte care acoperă multe domenii, acoperă domenii legate de, inclusiv culmea, inclusiv de economie, de lucruri, să zic, de viață socială, de viață în familie, de probleme psihologice, probleme chiar matrimoniale, pentru că nu întâmplător avem, practic, mai târziu, sigur, avem toate bancurile acelea cu întrebi un rabin. Alea au logica lor, deci bancurile alea la bază au exact această Pirkei Avot, adică au ideea că de la un rabin înțelept poți să primești sfaturi în orice domeniu, pentru că va găsi un răspuns la întrebările tale, indiferent cât de, să zic, unică ți se pare situația ta sau cât de fără ieșire. Și avem noi așa bancul acela celebru cu rabinul la care vin două personaje, fiecare spunând ceva opus. Și rabinul îi spune primului, ai dreptate. Și îi spune și celui de-al doilea, ai dreptate. Și vine al treilea și zice, rabi, cum poți să le dai dreptate la amândoi când spun lucruri opuse? Și rabinul zice, și tu ai dreptate. Deci există această logică plină de umor, care de fapt e foarte corectă. Într-adevăr, nu pot să generalizez niciodată, pentru că orice generalizare este până la urmă o greșeală, că nu există un lucru care să fie valabil 100% în absolut toate situațiile. Există diferențe de la situație la situație și secretul este să găsești calea de a da un sfat care să fie valabil pentru orice variantă a acelei situații, care să-l ajute pe om, indiferent care variantă a situației o are în față. Și asta cred că este marele, să zic, aport al acestei cărți pentru cultura oricui, această capacitate de a da răspunsuri la o multitudine de întrebări dintr-o mulțime de domenii și care poate fi încă o dată aplicat de oricine fără niciun fel de problemă, fără să fie neapărat cunoscător al tradiției iudaice, e suficient să citești cartea și să înveți niște lucruri care te pot ajuta. Stăteam și mă gândeam în timp ce vă ascultam, cumva făcând, așa cum mi se întâmplă nouă atunci când discutăm și când vorbim, povestim pe marginea, să zicem, unei cărți,
mă gândeam la ironie și la autoironie și mă gândeam la niște similitudini, niște asemănări, poate, analogii pe care le-am făcut între, să spunem, folclorul popular românesc și cel hasidic, iată, evreiesc în cazul de față. Apropo de bancurile, celebrele bancuri cu Rabi și cu Iții și Ștruș și așa mai departe, și la noi, bineînțeles, găsim cu Ion și Maria și Gheorghe și așa mai departe. Și iată că avem această șansă, aș putea spune, să transformăm un lucru care poate nu e tocmai plăcut, într-un anumit context de viață, să-l transformăm prin ironie și auto-ironie, să-l transformăm în ceva benefic. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, și românul, de multe ori, face haz de necaz. Da, bun, acum adevărul e că bancurile din perioada comunistă nu vor fi niciodată depășite, pentru că exact situația aceea complicată și stresantă scotea cei mai buni din punct de vedere umoristic în români. Deci e clar că situațiile limită în general au capacitatea de a scoate la iveală și partea umoristică și de a găsi în felul ăsta resurse de a depăși situația. Acum, chiar vreau să menționez că din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, seamănă foarte mult vorbele înțelepților din perioada antică cu povestirile hasidice, care sunt tot povestiri cu tâlc, povestiri cu povețe de viață. Deci există o continuitate în tradiție între aceste două momente atât de depărtate, dar atât de asemănătoare. Și pe de altă parte, mai vreau să menționez că pe lângă partea de sfaturi, care de fapt nu este sub formă de sfaturi, deci asta este un element important de menționat. Cartea Pirkei Avot nu este o înșiruire de sfaturi, ce să faci în anumite situații, ci sunt descrierea ale unor momente din viața acestor personaje și modul cum ei au reacționat la acele momente. Deci, într-un anumit sens, într-o anumită măsură, este și o carte de istorie. Ne învață și ce s-a întâmplat în perioada respectivă, ce probleme au avut, cu ce probleme s-au confruntat evrei în perioada respectivă și, bineînțeles, cum le-au făcut față. Și de asta spuneam că este un foarte bun ghid pentru a depăși necazuri, pentru că situațiile respective, chiar dacă nu identic, le putem identifica și astăzi ca situații limită în viețile noastre. Și ca atare, de asta putem învăța, pentru că avem acolo o descriere completă, nu doar un sfat trântit pur și simplu în urma experienței, asta am concluzionat. Și este o descriere a istoriei care ne ajută foarte mult să înțelegem și contextul și modul în care se pot aplica aceste concluzii pe care înțelepții le-au tras după aceste experiențe. Învățăturile înțelepților evrei, Pirkei Avot de Haim Stern, o carte publicată în colecția Sefer, a fost alături de noi doamna conferențiară universitar dr. Felicia Valman, coordonator al Centrului de Studii Ebraice, care iată ne-a împărtășit încă o dată din înțelepciunea evrească și în timp ce noi discutam, mi-a venit în gând o altă carte despre care noi am vorbit, să spunem, relativ recent. Este vorba despre Ehie, cum să scriezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea Cabalei. Iată că înțelepciunea evrească și, în mod special, înțelepciunea Cabalei, cât de actuală este și cât de mult ne ajută să aflăm multe răspunsuri la multe întrebări pe care ni le punem în legătură cu diverse aspecte ale vieții noastre. Îi mulțumim încă o dată doamnei Felicia Valman. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Nu uitați de canalul de YouTube Herald și de asemenea pagina oficială de Facebook, unde găsiți toate materialele video cu invitații noștri. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!